Ieri, polițiștii din cadrul poliției orașului Târgu Cărbunești au depistat un bărbat de 48 de ani din comuna Jupănești, în timp ce conducea un autoturism pe DC44 Vierșani, iar în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,57 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la spital unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența alcoolului. La data de 11 ianuarie anul curent, polițiști din cadrul poliției orașului Târgu Cărbunești au depistat în trafic un bărbat de 48 de ani din comuna Jupânești, în timp ce conducea un autoturism pe drumul comunal Vierșani, având o concentrație de 0,57 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. În cauză s-a întocmit dosar penal, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența alcoolului.